Aici, la Viena, se nasc operele pătrunse de înalte idealuri, de idei rebele îndreptate contra orânduielilor nedrepte. Geniul pustiu, nuvela filozofică Sărmanul Dionis, basmele făt frumos din lacrimă, poveste indică, viziuni romantice, izvorâte din folclor și susținute de reflexii filozofice. Când tot se înveselește, când toți aici se încântă, când toți își au plăcerea și zile fără nori, un suflet nu mai plânge, în dorul se avântă la patrii dulci plaiuri, la câmpii râzători. Aș vrea să văd acum natala mea vâlcioară, scăldată în cristalul părăului de argint, să văd ce eu atâta iubeam odinioară, a codrului tenebră, poetic labirint. La Viena și mai târziu la Berlin, unde se mutase cu studiile, el face cunoștință cu teoria și practica mișcării muncitorești. Studiază lucrările economiștilor și sociologilor, operele clasicilor socialismului științific. Una din însemnările făcute de mâna lui, privitor la operile lui Karl Marx. Tânărul poet manifestă un viu interes pentru lupta Parisului, răsculat împotriva clicii monarhiste din Versailles. Inspirat de eroismul luptătorilor comunii din Paris, el își alătură glasul la pleiada acelora care glorifică pe apărătorii primului stat proletar. Aceste teme majore este închinat nemuritorul poem Împărat și proletar. De ce să fiți voi sclavii milioanelor nefaste? Voi ce din munca voastră abia puteți trăi? De ce boala și moartea să fie partea voastră, când ei în bogăția cea splendidă și vastă petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de a muri? Religia? O frază de dânsi inventată, ca cu ai putere să vă plece în jug, căci de-ar lipsi din inim speranța de răsplată, după ce amar munciră-ți mizeri viața toată, ați mai purta o sânda ca vita de la plug? Poemul culminează printr-o directă chemare la răscoală. Zdrobiți o rânduială cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte în mizeri și bogați. Atunci când după moarte răsplată nu vă așteaptă, faceți ca n-astă lume să aibă parte dreaptă, egală fiecare, și să trăim ca frați. După ani de pribegie prin străini, când toamna tristă și rece bătea la poarta vremii, Mihail Eminescu se întoarce la Baștină. Dar și aici poetul se simte străin, copleșit de grijile și nevoile zilei de mâine, lipsit de cele mai elementare condiții pentru prosperarea talentului său. În publicistică și mai cu seamă în ciclul de versuri noi, Viața, Scrisorile, el își manifestă dezamăgirea și ura față de politicianismul murdar și de căderea morală a societății contemporane. Abordează o serie de probleme filozofice, estetice și sociale. Una din puținele mângâieri în viața sa frământată a fost prietenia cu Ion Creangă. Scrisoarea a doua. De ce pana mea rămâne în cerneală, mă întreb? De ce ritmul nu mă bate cu ispita-i de la treb? De ce dorm îngrămădit între galbenele file iambii suitori, trohei, săltărețele dactile? Dacă tu știai problema astei veți cu care lupt, ai vedea că am cuvinte pana chiar s-o fi rupt. De ce nu voi pentru nume, pentru glorie să scriu? Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu?
Azi, când patimilor proprii muritorii toți sunt robi, gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi idolului lor închină, numind mare pe un pitic ce-o beșică e de spumă într-un secol de nimic. Anii aceștia de maturitate creatoare manifestă o viguroasă izbucnire a forțelor sale poetice. Văd lumina tiparului, povestea codrului, povestea teiului, departe sunt de tine, o rămâi, atât de fratită, singurătate, versuri de neprețuită gingășie și profunzime lirică. Fiind închinată deseori Veronicăi Micle și deci personală prin excelență, lirica intimă a lui Imenescu rămâne un nesecat izvor în care orice cine își găsește răspuns la propriile retrăiri și idealuri. Atâtea sentimente, atâtea pasiuni într-o singură inimă de om. Doar el este acela ce a înfierat pe junii corupți, a chemat cu ardoare la luptă pe proletari, a țintuit la stâlpul infamiei pe cei ce doar banul îl vânează și câștigul fără muncă. Ideile acestea își găsesc răsunetul vibrant în satirele create în perioada zenitului poetic a lui Imenescu. Singurătate. Ah, de câte ori voit am ca să spânzur lira în cui și un capăt poeziei și pustiului să pui. Dar atunci, greieri, șoareci, cu ușor măruntul mers, readuc melancolia-mi, iar ea se face vers. Câteodată, prea rare, atârziu când arde lampa, inima din loc îmi sare când aud că sună cleampa. Este ea. Deșarta casă dintr-o dată îmi pare plină. În privazul negru al veții-mi e o icoană de lumină. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți. Tu nu m-ai cunoscut. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candelă să aprinzi iubirii pe pământ. Obștine Republicii comemorează data nașterii marelui poet. Eminescu și Creangă întruchipați pe scena teatrului. Versurile poetului transpuse în muzică răsună adesea în sălile de concert. Școala medie numărul 10 din Chișinău, care poartă numele poetului. O serată literară la Universitatea din Chișinău. Poetul Grigore Vieru despre Eminescu. Știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi sor ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape. Și să nu închideți cartea ca perecele în pleoa. Tradus în zeci și zeci de limbi, Eminescu vorbește cu milioane de cititori din Republică și de pe toate meridianele lumii. Deschizător de drumuri noi, el contribuie și azi la dezvoltarea literaturii moldovenești. Geniul e asemenea unui pisc de munte, de la distanță îi vezi mai bine măreția. S-au succedat generații,
de răbujul anilor s-au încrustat atâtea transformări radicale, dar fiecare epocă găsește în creația marelui Eminescu noi semnificații și noi valori poetice neperitoare.